Mai mulți lideri de sindicat din Buzău și directori de instituții s-au plâns astăzi de problemele din sistemul bugetar chiar în fața ministrului delegat pentru dialog social. Liviu Pop a fost prezent la Buzău, unde a participat la ședința Comisiei de Dialog Social din cadrul prefecturii. Reprezentantul guvernului a dorit o dezbatere despre dificultățile în aplicarea noului sistem, odată cu introducerea cardului de sănătate, dar și despre legea salarizării unitare, act normativ care ar trebui să rezolve discrepanțele salariale din rândul bugetarilor. Discuțiile cu ministrul Liviu Pop au avut loc în spatele ușilor închise, iar la un moment dat au fost purtate pe un ton mai ridicat, date fiind nemulțumirile liderilor de sindicat din Buzău. S-a aprins poate puțin discuția vis-a-vis de statutul funcționarului public și angajatului din sistem public, care, știm bine, nu are salariu în momentul de față, prin creșterea salariului minim pe economie pe care l-am făcut noi, am dus în zona aceasta o suprapunere a salariului, în sensul în care sunt situații ca un angajat care are studii medii să aibă același salariu ca unul cu studii superioare. Și atunci, clar că se creează o mare problemă, sau pe aceeași funcție, în diverse instituții, salariile sunt diferite. Aceste inadvertențe legate de veniturile bugetarilor ar urma să fie rezolvate odată cu intrarea în vigoare a noii legi de salarizare unitară. Le cunoaștem, le știm cu toții. Avem o lege a salarizării unitare pe care n-am aplicat-o niciodată, nu s-a aplicat legea salarizării. Ne dorim împreună să facem dezbatere, să avem o lege a salarizării care să rezolve toate anomaliile pe care le avem astăzi în sistem și în același timp să fie o lege aplicabilă. Aplicabilă de la 1 ianuarie 2016, Doamne, de la 1 septembrie anul acesta, adică cu cât o facem, odată cu finalizarea codului fiscal, intrăm pe ea. Intrăm în dezbatere, cum o finalizăm în Parlament, cum reușim să o implementăm. Și de aceea, vă dați seama că din punctul ăsta de vedere, întotdeauna există discuții. Lăsând impresia că noi nu dorim să rezolvăm această problemă. Vrem să o rezolvăm, dar să fie aplicabil. Nu să dăm și noi o lege pe care să nu o putem aplica niciodată. În privința problemelor apărute în utilizarea cardului de sănătate, ministrul Liviu Pop a recunoscut că există lacune în aplicarea noului sistem, însă situația ar urma să se regleze până la sfârșitul lunii. Chiar dacă sunt unele probleme în implementare, constatăm că pe zi ce trece, lucrurile intră normal și este un lucru bun pentru fiecare cetățean din România, pentru implementarea acestui card. Eu, din ceea ce am înțeles astăzi, sunt convins că până la finalul lunii și în Buzău și în țară lucrurile vor funcționa foarte bine. Prin legea salarizării unitare, guvernul intenționează să facă o corelare între salariile din sistemul bugetar și salariul mediu pe economie, iar potrivit oficialilor executivului, după aplicarea actului normativ aflat în dezbatere, peste 60% dintre bugetari vor beneficia de venituri majorate.